Un microbus cu peste 10 pasageri a luat foc în Mihăilești, în județul Buzău. Din fericire, nu a fost rănit nimeni, cu toate că flăcările au mistuit mașina. Incidentul s-a petrecut pe DN2 la ieșirea din localitatea Mihăilești. Mașina de transport în comun se deplasa pe ruta Galați-București. Pentru această situație, ISU a intervenit cu două autospeciale, cu apă și cu ambulanță smurd. Am fost la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autoambulanță, găsind un microbuz în ardere generalizată. Până la întâlnirea noastră la fața locului, toți pasagerii au fost evacuați. Intervenția a decurs fără probleme. La 10 iunie, un tir cu 800 de butelii lua foc la Mihăilești și genera o situație foarte periculoasă pentru cei din zonă, care au fost și evacuați. Trebuie să întoarcem spate acolo.